Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Ia să vedem noi cine stăpânește România. Pentru cine se învârt aici peste 200 de miliarde de euro? Ne-a tras atenția un articol apărut în data de 29 iunie 2020 în publicația Cotidianul.ro și semnat de profesor dr. Petrișor Gabriel Peiu. Am considerat că este un articol de interes național și am decis să vă prezentăm această scriere în continuare. Atenție maximă, pentru că este extrem de interesant ceea ce veți auzi. Vă repet că articolul este scris în data de 29 iunie 2020. Pentru că se apropie aniversarea zilei de 4 iulie 1776, poate mulți se întreabă de ce istoria americană și, prin extensie, democrația universală îi sunt atât de datorate lui George Washington. Un militar meritos, dar o minte modestă în comparație cu colegii săi din generația Founding Fathers. Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, John Jay sau James Madison. Și totuși, Washington este amintit înainte de ei toți. Poate este așa numai pentru că, în după-amiaza de 19 septembrie 1796, când adresând națiunii un mesaj de adio, "The address of General Washington to the men of America and his declining the presidency of the United States." Washington a refuzat să candideze pentru al treilea mandat de președinte. El a impus atunci o regulă nescrisă adoptată ca lege, al 22-lea amendament al Constituției, abia în 1947. Cu atât mai stranie mi se pare situația în care România, declarativ atât de apropiată și de influențată de cea mai mare democrație a lumii, cade în capcana de a se lăsa condusă zeci de ani de o castă ciudată, o aristocrație birocratică. Un număr de oameni care conduce și beneficiază de o economie de peste 200 de miliarde de euro, a 10-a cea mai mare economie a Uniunii Europene. 8 premier și sute de miniștri s-au perindat pe la guvernare doar în ultimii 10 ani. Priviți-i cu mare atenție. Ei conduc România? Fețe șterse, voci plate, idei puține, cu minți, priviri și rete, dar pline de teamă. În ultimii 8 ani, România a avut 12 miniștri ai sănătății. Cunosc mulți medici care au trăit și profesat aici în acești ani și care nu-și amintesc mai mult de 3-4 nume de pe această listă. Pe unul dintre ei își amintește cu siguranță o țară întreagă, Raed Arafat. Arafat este secretar de stat din anul 2007. Timp de 13 ani, acesta a condus o instituție a statului în care nu mai are nimeni voie să pună piciorul. Departamentul pentru situații de urgență. De când conduce Raed Arafat acest departament, s-au pierdut multe vieți în diverse accidente, tocmai datorită modului în care a funcționat acest departament. Cazul colectiv cu aproape 70 de morți. Este cel mai cunoscut episod din lungul șir de eșecuri ale departamentului condus de acest doctor. Raed Arafat a gestionat bugete de peste $1 miliard în toți acești ani. S-au scris sute de articole laudative la adresa lui, s-au dedicat sute de emisiuni TV. A devenit mai cunoscut în România decât Octavian Goga, un poet genial care altădată era studiat la școală. Ei bine, în scurta perioadă, aproximativ 45 de zile în care a fost ministru al sănătății, Arafat a avut timp să găsească pe biroul său CV-ul unui tânăr de 34 de ani, absolvent de drept la Spiru Haret și angajat al unei firme obscure de comerț cu medicamente. Ce o fi sărit în ochi la acel personaj de CV-ul doctorului din Nablus nu știm cu precizie. Poate faptul că a absolvit o facultate particulară într-un an în care aceasta nu era acreditată. Încă. Sau faptul că era absolventul unui masterat în managementul informațiilor de securitate națională la Academia Națională de Informații din cadrul SRI. Oricum, Arafat a fost atât de impresionat de CV-ul respectiv încât l-a numit pe autorul lui director general la singura companie a statului care importă și distribuie medicamente și vaccinuri. Adică la Unifarm. De atunci, omul numit de ministrul interimar Arafat, pe numele său Adrian Ionel, conduce una dintre cele mai mari companii ale statului. Pentru aceia dintre noi care plătesc conștiincios impozite și contribuții și se întreabă cine se hrănește cu acei bani, este interesant de văzut ce fel de firmă conduce Adrian Ionel în numele nostru. În anul 2018, pentru care Unifarm a depus ultimul bilanț disponibil, activitatea firmei este cam următoarea. A cumpărat medicamente de 118.248.000 de lei și le-a vândut cu
118.829.000 de lei, un profit net de aproape 285.000 de lei, adică 0,2%. Cam asta e performanța managerului Ionel, o rată a profitului de 0,2% și asta nu e nimic. Firma mai acumulase și datorii de 104.031.000 de lei, adică 88% din cifra de afaceri. Serios? 12 miniștri ai sănătății l-au considerat indispensabil pe unul care are rata profitului de 0,2% și acumulează datorii aproape cât cifra de afaceri. Ba mai mult, guvernul Orban nu numai că îl mânghie pe creșteri pe juristul genial de Sfiru Haret, dar îi mai face și un cadou de guvernare nou, un mizilic de 1,15 miliarde de lei garantat de generosul stat român pentru a ne înzestra națiunea cu măști și izolete. Cadoul este descris oficial cam așa. Exim Bank a acordat în nume și cont stat Unifarm S.A. o facilitate de finanțare în valoare de 575 de milioane de lei pentru achiziția de urgență de materiale și echipament sanitar. Ținând cont de necesitatea achiziției în continuare a materialelor și echipamentelor sanitare necesare, Ministerul Finanțelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1.150.000 de lei înregistrate în contul trezoreriei statului către Unifarm S.A. pe o perioadă de 6 luni, având destinația de rambursare a împrumutului acordat de Exim Bank în nume și cont stat, iar diferența se va utiliza pentru achiziția de urgență de materiale și echipament sanitar în contextul amenințării epidemiei cu coronavirus în România. Sursa gov.ro. Notă de fundamentare la ordonanța de urgență a Guvernului numărul 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare din 18 martie 2020. Recapitulăm. Guvernul Orban, în plină ofensivă anticorupție, îl premiază pe campionul Adrian Ionel la începutul pandemiei cu 1,15 miliarde de lei, vreo 230 de milioane de euro, adică îi dă pe mână de 10 ori mai mult decât abusese cu un an înainte. Cum a cheltuit Ionel banii s-a văzut. 2,2 milioane de măști achiziționate la un preț dublu de Unifarm. Prin doi intermediari importatori, fiind firma soției unui fost ofițer SRI, 1,2 milioane de măști de la un producător de Pampers din China, aduse la Unifarm printr-o firmă ai cărei acționari au avut afaceri offshore cu Dr. Străinu Cercel. Măștile au fost declarate neconforme de către UE și au trebuit retrase în ciuda faptului că au costat 18 lei bucata, un preț de măști profesionale pentru personalul medical, plus izolete la un preț de 80.000 de lei bucata, cât un automobil. Sursa www.tolo.ro. DNA investigează achiziții publice COVID de 140 de milioane de euro. Șeful Unifarm, Adrian Ionel, a cumpărat izolete la 17.000 de euro bucata, preț de mașină. Colac peste pupăz, Adrian Ionel ne-a mai adus aminte și de glorioasa prezență în fruntea Ministerului Transporturilor din perioada 2007-2008 a lui Ludovic. Orban cerându-i o șpagă de aproape 800.000 de euro tocmai unei pipițe, membra clanului Interlop al sportivilor, pipiță întâmplător angajată a lui Orban și la Primăria București și la Ministerul Transporturilor. Să nu rămânem cu impresia greșită că Adrian Ionel este un accident al istoriei noastre recente. Vă mai amintesc un caz similar. Poate și-l va aminti și DNA-ul. Atunci când nu ascultă la televizor povestea succeselor luptei anticorupție, poporul își stoarce creierii să înțeleagă de ce plătește atât de scump gazul pe care îl consumă cu sfială, de vreme ce toți oficialii și oficioșii noștri ne tot felicită că suntem mândri posesori a independenței energetice datorată unei mari rezerve de gaze. Poate vă întrebați cum am ajuns aici. Pe de o parte să ne batem cu pumnii în piept că avem sute de miliarde de metri cub de gaze cu care vom nimici Gazpromul inamic, iar pe de altă parte să avem al cincelea cel mai mare preț la gaze pentru industrie. Păi răspuns e cât se poate de simplu. Au negociat în numele nostru niște mari profesioniști. Armata de profesioniști se cheamă Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, ANRE, și a fost condusă la aceste negocieri de către unicul, marele și genialul Nicolae Havrileț, președintele numite autorități între 2012-2017. Înainte de a fi președinte, Havrileț a fost membru al Consiliului Consultativ al aceleiași ANRE între 2005 și 2012. Și mai înainte de asta, Havrileț s-a ocupat de reorganizarea, adică dezmembrarea RomGaz. Ei bine, acesta este omul care a reglementat piața gazelor din România, acesta este omul care a negociat liberalizarea, a se citi corect, scumpirea continuă pieței gazelor.
Ați respirat oarecum ușurați crezând că personajul a plecat acasă după nefericitul mandat de șef al ANRE, dar nu. S-a dus taman consilier al ministrului energiei din guvernul PSD ALDE și, bineînțeles, s-a întors și la locul crimei, la administrarea Romgaz, sursa romgaz.ro. Adică, firmele noastre plătesc un gaz mai scump decât cele germane, maghiare, italiene, olandeze, austriece și chiar mai scump decât media din UE. Singurii care mai au gaz sunt olandezi. Ei bine, după așa o performanță, Havrilez a fost promovat în guvernul Orban pentru a se ocupa și de liberalizarea prețului gazelor pentru populație. Mai vorbim după 1 iulie, dar după cum se anunță, sărmanii români vor plăti același preț pentru gaze ca și azi. Asta deși prețul pe piața europeană s-a redus cam la o treime de la începutul anului. Nu vă amăgiți, dragi români, uitați-vă la contractele pe care vi le vâră pe sub ușă distribuitorii de gaze, protejați de profesionistul Havrilez. Prețul pe care îl veți plăti după liberalizare rămâne același. Dar această selecție de oameni care stăpânesc micuța noastră națiune nu ar fi completă fără cel mai important român al ultimilor 30 de ani. Om al cărui noroc nu a pălit nicio secundă, omul care doarme liniștit în cel mai confortabil și mai bine plătit scaun din România, guvernatorul de bancă centrală cel mai longeviv de pe planetă, omul care a stat în funcție cu 6 ani mai mult decât Nicolae Ceaușescu, nimeni altul decât Mugur Manole Isărescu. Cu atitudine de nepăsare faraonică, acest om a urmărit netulburat cum sub nenumăratele mandate ale lui s-au prăbușit Credit Bank, Columna, Banca Populară Română, Banca Albina, Fortuna, Nova Bank, Banca Română de Scont și Banca de Investiții și Dezvoltare, deținute de către Sorin Ovidiu Vântu, Banca Turco-Română, Banca Internațională a Religiilor, Bancop, Dacia Felix, Banca Agricolă și Bancorex. 14 bănci și 800.000 de deponenți păgubiți. Peste 4 miliarde de dolari a plătit statul pentru aceste falimente, 10% din PIB-ul țării de atunci. 3/4 din acești bani numai pentru Bancorex. În timpul acesta, guvernatorul Băncii Naționale, care trebuia să supravegheze băncile din sistem, își vedea liniștit de dezvoltarea Podgoriei sale de lângă Drăgășani, s-au dormit a imperial prin nenumăratele case de vacanță ale BNR-ului de prin țară. Oameni buni, România are active bancare de doar 104 miliarde de euro, mai puțin decât Ungaria, 126 de miliarde de euro, o economie de-abia la 60% din cea românească. Polonezii, ce să mai spunem, au active bancare de 4 ori mai mari, 461 de miliarde de euro, deși au o economie doar de 2,5 ori mai mare decât a noastră. Cehii, o economie pe care ne lăudăm că am depășit-o anul trecut, au active bancare de aproape 3 ori mai mari. Credite acordate de bănci? La noi 65 de miliarde de euro, la fel ca la unguri, la polonezi de 5 ori mai mult, 321 de miliarde de euro, iar la cehi de 3,5 ori mai mult, 209 miliarde de euro. Și atunci vă întreb care este performanța lui Sărescu, de ce este numit guvernator pe viața al Băncii Naționale? Cât privește supravegherea, poate ne amintim de faptul că în anul 2012, a doua bancă românească de atunci, BRD-ul, a anunțat o pierdere de 378 de milioane de lei, sursa bvb.ro, rapoarte financiare. Iar pentru 2013, o pierdere de 650 de milioane de lei, bvb.ro, rapoarte financiare. Un miliard de lei a pierdut a doua bancă din țară și BNR nu a clipit nici măcar o dată. Păi cum era să clipească, doar erau credite date de către echipa Elenei Udrea, stăpână absolută a României de atunci. Nici până azi BNR nu a sancționat pe nimeni, iar statul român nici măcar nu i-a atins cu o floare pe vinovați. Ce guvernanță corporatistă, ce transparență, ce norme de prudențialitate, totul e o poveste. Boierul Manole din Drăgășani a făcut un semn și totul s-a uitat. Mai sunt desigur mulți abonați ai fotorilor celor mai importante din țară, mulți care nu au încăput într-un modest articol de ziar. Dar ei sunt prezenți din plin în realitate și îi cheltuiesc în numele nostru cam 400 de miliarde de lei pe an. Pentru ce vor ei, așa cum vor ei? Mai mult, ei decid ce se întâmplă cu cele peste 1500 de miliarde de lei care reprezintă cifra de afaceri, care reprezintă cifra de afaceri a firmelor din țară. Ei strâng impozite, ei împar bani, ei fac licitații, scriu regulile pieței și ei stăpânesc piața. Adrian Ionel, Nicolae Havrilez sau Mugur Isărescu nu sunt poate nici cei mai răi, nici cei mai ciocoiți dintre ei, dar sunt cei mai vizibili, cel puțin azi. Mâine vor apărea alții. Petrișor Gabriel Peiu, autorul articolului, este doctor al Universității Politehnice din București, 1996,
A fost consilier al premierului Radu Vasile 1998-1999 și al premierului Adrian Năstase 2001-2002, subsecretar de stat pentru politici economice 2002-2003 și vicepreședinte al Agenției pentru Investiții Străine 2003-2004. Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundației Universitare a Mării Negre. FUMN. Deșteaptă-te, române! Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun pe curând!